Ne aflăm în capitolul 21 în această seară, un capitol care vizează libertatea creștină sau libertatea noastră în Hristos și libertatea de conștiință. Da? Cel de-al doilea concept fiind unul care pe noi ca și baptiști ne marchează în sensul că face parte din esența teologiei baptiste, din ceea ce baptiștii consideră ca și fiind esențial în învățătura lor, de-a lungul istoriei, de-a lungul timpului, diversi baptiști și nu numai, au murit pentru această libertate, au fost dispuși ca să-și piardă viața, ca să afirme faptul că, având libertate în Hristos, conștiințele noastre sunt libere și nu pot fi legate în niciun fel decât de Hristos, decât de Dumnezeu prin cuvântul lui, prin cuvântul lui Dumnezeu. Un lucru care astăzi se încalcă, din păcate, foarte, foarte ușuratic. Poate discutăm mai încolo pe această temă. Dar în această seară sper că ați venit energizați, pregătiți de interacțiune, pentru că va fi un studiu mai interactiv. Foile care le-ați primit nu sunt un test, în sensul că trebuie ca să-l completați și să-l dați și să primiți o notă. Este mai grav, este un test oral în care vom discuta asupra subiectului și vom avea o interacțiune, dar glumeam, nu este un test. Dar dacă ați fost atenți până în acest moment în studiu pe mărturisire, sau și dacă n-ați fost atenți în studiu pe mărturisire, dacă ați fost atenți în ultimii 3 ani jumate, răspunsurile ar trebui să fie la îndemână, pentru că toate răspunsurile sunt din Sfintele Scripturi. Tot ceea ce reprezintă acel document, care, dacă nu l-ați primit, fratele Iosif îl are, este o schițare a capitolului 21, lăsând loc ca noi să interogăm mărturisirea de credință, sau mai bine spus, prin intermediul mărturisirii, să interogăm Scriptura. Pentru că mărturisirea, de fapt, numai asta este o sumarizare a unor învățături biblice și noi vrem ca să mergem înapoi la Scriptură și să ne întrebăm ce spune Scriptura despre acest subiect. Da? Faptul că mărturisirea de credință o spune sau faptul că eu o afirm este irelevant, absolut irelevant, dacă Scriptura nu ar mărturisi aceste lucruri. Și asta vrem să facem în această seară, să parcurgem aceste 3 paragrafe din mărturisirea de credință despre libertatea noastră în Hristos și libertatea conștiinței noastre și să interogăm Scriptura, să vedem dacă mărturisirea de credință ne îndrumă în mod corect și apoi să avem o certitudine în crezul nostru, în credința noastră din Scriptură. Și cred că este un format care vă poate fi ajutător vouă și în studiu propriu a mărturisirii și a Scripturii. Întotdeauna este bine ca să ai un postament biblic și dacă cineva te întreabă, dar tu de ce crezi asta? Să poți să-i spui, pentru că Scriptura spune, da? Pentru că în cuvântul lui Dumnezeu aceasta este scris. Nu pentru că așa am auzit la biserică, nu pentru că așa mi se pare mie, nu pentru că așa am crescut eu, ci pentru că asta spune Scriptura. Asta este cel mai important, da? Bun, haideți să începem. Mărturisirea începe spunând că în Evanghelie, libertatea pe care Hristos a obținut-o pentru cei credincioși constă în... Și apoi începe o enumerare de eliberări sau de libertăți care le avem câștigate de Hristos. Și prima care o avem este eliberarea de sub vinovăția păcatului. Și dacă rețineți, de aceea este împărțit aici în 3, am putea ca să împărțim în mai multe valențe, aspecte despre vinovăția păcatului, dar am studiat despre faptul că toți suntem născuți în păcat. Da? Există un păcat moștenit și am învățat că acest păcat moștenit este moștenit în 2 feluri. Este moștenit din punct de vedere juridic, să spunem așa, în sensul că Adam fiind reprezentantul nostru, el când a păcătuit, reprezentându-ne pe noi, noi purtăm acea vină. Da? Ni se impută acea vină. Pe de altă parte, este moștenit pe cale naturală, în sensul că, din nou, el fiind reprezentantul nostru și legal și biologic, din el
toată omenirea s-a născut, păcatul intrând în el și prin el s-a transmis tuturor. Și de aceea în păcat am fost zămizliți și în păcat am fost născuți. Dacă cineva v-ar întreba, bun, faină teoria asta cu păcatul moștenit, cu imputarea păcatului, foarte interesant, Adam ca și cap federal, reprezentativ, teorii foarte frumoase, nu le-am mai auzit. Ați venit voi acum la biserica voastră interesantă și ciudată cu teoriile astea. Unde i-ați îndruma în Scriptură ca să le spuneți, nu sunt teorii, ci este scris. Este scris. Unde i-ați duce în Scriptură, dacă ați vrea ca să le arătați, faptul că păcatul moștenit și vina păcatului moștenit este o realitate? Romani 5. Romani 5, da? Cine vrea să deschidă și să citească pentru noi în această seară din Romani 5. De la versetul 12 până la 21. Și vă puteți nota lucrurile acestea în documentul care l-ați primit. După cum printr-un singur om a intrat păcatul în lume și prin păcat a intrat moartea și astfel moartea a trecut asupra tuturor oamenilor prin pricină că toți au păcătuit. Căci înainte de lege păcatul era în lume, dar păcatul nu este ținut în seamă că vremea nu este o lege. Totuși, moartea a domnit de la Adam până la Moise, chiar peste cei ce nu păcătuiseră într-o păcare de lege, asemănătoare cu a lui Adam, care este o icoană preînchipuitoare a celui ce avea să vină. Dar cu darul fără plată nu este ca și cu greșeala, căci dacă prin greșeala unui singur, cei mulți au fost loviți cu moartea, apoi cu mult mai mult harul lui Dumnezeu și darul pe care mi l-a putut harul acesta într-un singur om, adică în Iisus Hristos, s-au dat din belșug celor mulți. Și darul fără plată nu vine ca prin acel unul care a păcătuit, că judecata venită de la unul a adus-o sânda, dar darul fără plată venit în urma multor greșeli a adus o hotărâre de iertare. Deci din greșeala unei singură, prin greșeala unui an singur, moartea a domnit prin el singur, cu mult mai mult cei ce primesc în toată plinătatea, harul și darul neprihănirii vor domni în viața prin acel unul singur, care este Iisus Hristos. Astfel, dar, după cum printr-o singură greșeală a venit o sândă care a lovit pe toți oamenii, tot așa, printr-o singură hotărâre de iertare a venit pentru toți oamenii, o hotărâre de neprihănire care dă viață. Căci după cum prin neascultarea unui singur om, cei mulți au fost făcuți păcătoși, tot așa, prin ascultarea unui singur om, cei mulți vor fi făcuți neprihăniți. Ba încă și legea a venit pentru ca să se înmulțească greșeala, dar unde s-a înmulțit păcatul, acolo harul s-a înmulțit și mai mult. Pentru că, după cum păcatul a stăpânit din moartea, tot așa și harul să stăpânească prin neprihănirea, ca să dea viață veșnică prin Iisus Hristos, Domnul nostru. Amin. Deci, mai ales subliniați versetul 12, da, vedem faptul că prin păcatul a intrat în lume printr-un singur om și păcatul s-a răspândit la toți și toți mor. De ce? Pentru că toți au păcătuit. Acum, întrebarea e când au păcătuit toți, da? Ideea este că atunci când Adam a păcătuit, el ca și reprezentant introduce păcatul în lume și noi toți suferim efectele acestui păcat, pentru că el este reprezentantul nostru. Versetul 18 și 19 e cu atât mai clar. Da? Deci, prin greșeala unui singur om, mi se spune, a venit o condamnare pentru toți oamenii. Da? Deci este clar că este vorba de o reprezentare. Dacă ai avea ceva împotrivă la acest concept de reprezentare și de imputare, atunci vei avea o problemă, pentru că tot în versetul 18 ni se arată că principiul imputării și principiul reprezentării este felul în care suntem mântuiți. Da? Pentru că ni se spune, așa cum printr-o singură greșeală a venit o condamnare pentru toți, deci o greșeală a unui om condamnă mai mulți oameni, tot astfel, printr-un singur act de dreptate, a venit o îndreptățire pentru toți. Da? Deci nu noi am făcut ceea ce ne-a îndreptățit, ci Hristos a făcut ceea ce ne-a îndreptățit. El, ca și reprezentantul nostru, face ceva care are efect asupra noastră pentru că ne reprezintă, pentru că este capul nostru. Dacă ai o problemă cu reprezentarea lui Adam,
și ca atare imputarea păcatului, atunci trebuie să ai o problemă aplicând aceeași regulă cu reprezentarea lui Hristos și cu mântuirea care vine în urma, în urma jertfei lui. Versetul 19. Căci așa cum, prin neascultarea unui singur om, cei mulți au fost făcuți păcătoși. Da? Deci, Adam păcătuiește, noi suntem făcuți păcătoși. Da? Și din nou, dacă nu-ți convine, ai o problemă, pentru că imediat se spune tot astfel, prin ascultarea unui singur om, dar unuia singur, cei mulți vor fi făcuți drepți. Deci, dacă nu accepți ideea de reprezentare și ideea de imputare, de transfer sau de socotire a meritului cuiva altora, atunci nu poți ca să mai ai ideea de mântuire prin credință în jertfa Domnului Iisus Hristos, pentru că ar fi nedrept ca să ni se socotească nouă jertfa Lui sau să ni se socotească nouă neprihănirea Lui. Ar fi total nedrept lucrul acesta. Bun, noi știm că problema noastră, vinovăția păcatului nostru, nu este doar că ne-am născut păcătoși și că Adam a păcătuit cândva, ci știm faptul că noi păcătuim, da? Noi păcătuim și noi avem o vină a păcatelor noastre care noi le-am comis. Fiecare dintre noi le-a comis. Unde i-ați duce în Scriptură pentru a dovedi acest lucru? Că noi toți suntem păcătoși, noi toți comitem sau am comis păcate și că ne aflăm sub această vinovăție și condamnare. Textele ar fi foarte, foarte multe, ca atare sunt multe răspunsuri corecte. Roman 3. Altceva? Roman 1. Cineva se deschide la Roman 3, altcineva la Roman 1. Vă mai dau eu un text, Efeseni 2. Efeseni 2 este un text care, dacă ai fost vreodată sensibilizat de Duhul Sfânt, n-are cum să nu te zguduie. Felul în care Pavel prezintă starea noastră. Cineva să citească în primul rând Efeseni 2 și apoi dacă altcineva vrea să citească din Roman. Efeseni 2 de la 1 la 5 ne va prezenta și condamnarea și eliberarea, da? Voi erați morți în greșelile și în păcatele voastre în care trăiați odinioară, după mersul lumii acesteia, după Domnul puterii văzduhului, a Duhului care lucrează acum în fiii neascultării. Între ei eram și noi toți odinioară, când trăiam în poftele firii noastre pământești, când făceam voile firii pământești și ale gândurilor noastre, și eram din fire copii ai nemiei, ca și ceilalți. Dar Dumnezeu, care este bogat în îndurare pentru dragostea cea mare cu care ne-a iubit, mânca că era mort în greșelile noastre, ne-a dus la viață împreună cu Hristos. Prin har sunteți mântuiți. Amin. Și romani, știm toți foarte bine, toți au păcătuit și sunt lipsiți de slava lui Dumnezeu. Deci toți sunt sub această condamnare și singura scăpare de sub această condamnare este această eliberare care vine prin jertfa Domnului Iisus Hristos. V-am mai spus, această afirmație în versetul 4 din Efeseni, într-o sămânță, este Evanghelia, dar Dumnezeu. Da? Noi eram pierduți, morți, sclavi ai satanei, da? Așa spune Apostolul Pavel, sclavi ai firii noastre păcătoase și vestea bună nu este ce noi facem, vestea bună este dar Dumnezeu, pentru că El are dragoste, pentru că El este un Dumnezeu plin de har, a mântuit. Da? Asta este vestea bună. Vestea bună începe cu vestea rea, vestea proastă, că suntem morți în păcat, și cu vestea extraordinar de miraculoasă că Dumnezeu a intervenit și a rezolvat această problemă. Apoi, mai există și o condamnare sau o povară a conștiinței noastre. Dacă aceste acuzații cumva care le-am văzut și această vinovăție, deși evident există și în noi, este cumva din afară, există o condamnare dată de Dumnezeu prin care El spune pentru că ai această natură păcătoasă, pentru că Adam a păcătuit, pentru că te-ai născut în păcat, pentru că tu ai comis toate aceste păcate, asta este verdictul. Te afli sub mânia lui Dumnezeu.
Lucru foarte interesant este că acel verdict nu dă doar Dumnezeu din afară, ci există și o povară a conștiinței noastre. În zilele sincere, omul se condamnă singur și se află vinovat. Când el își pune viața în balanță, după nu standardul lui Dumnezeu, nu după standardul Scripturii, după propriul lui standard până la urmă. Da? După propriul lui standard până la urmă, Apostolul Pavel spune că noi ne facem vinovați pentru că spunem altora ce este bine și ce este rău și apoi facem acele lucruri. Da? Ca tare nu avem nicio scuză. Dacă am luat și am mai zis lucrul acesta, doar de fiecare dată când am spus ar trebui să, da? Sau n-ar trebui să faci aia, și după aia ne-am uitat că și noi am făcut exact același lucru, am vedea că picăm testul. Această povară, această învinovățire vine din partea conștiinței, din partea conștiinței noastră. Și am putea să mergem să arătăm lucrul acesta din nou din Romani, am putea ca să mergem să arătăm că conștiința noastră ne condamnă. Și apoi, dacă vrem, putem merge, de exemplu, evrei, să vedem faptul că prin Domnul Iisus Hristos avem o curățire a conștiinței noastre. Conștiința noastră este eliberată de această povară și această vină. De exemplu, Evrei 9:14, îi se spune cu cât mai mult sângele lui Hristos, care prin Duhul veșnic s-a dat pe sine, fără pată lui Dumnezeu, va curăți conștiința noastră de faptele moarte pentru a ne închina Dumnezeului celui viu. Da? Conștiința noastră este curățită și putem ca să venim înaintea lui Dumnezeu să ne închinăm, pentru că prin sângele Domnului Iisus Hristos se rezolvă nu doar vinovăția exterioară și acuzația exterioară, da? Verdictul se schimbă din partea lui Dumnezeu, dar și conștiința noastră, inima noastră este schimbată în așa fel încât simțim în lăuntrul nostru beneficiile justificării. Putem să venim înaintea lui Dumnezeu îndreptățiți, cu conștiința curată, nu pentru că n-avem vină, ci pentru că El ne-a iertat vina, pentru că El a acoperit vina, vina noastră. Da? Deci Evrei 9:14 sau puteți să mergeți în Evrei 10:22, de asemenea adresează aceeași temă. Da? Apoi mărturisirea ne arată faptul că suntem eliberați și de sub mânia condamnării lui Dumnezeu și am putea, evident, să mergem în Romani 1:18, căci mânia lui Dumnezeu se descoperă din cer împotriva oricărei lipse de evlavie și împotriva oricărei nedreptăți a oamenilor care năbușe adevărul în nedreptate. Da? Năbușe adevărul în nedreptate. Și apoi trebuie ca să arătăm și eliberarea din această mânie a lui Dumnezeu și vă mai dau eu încă unul să nu ziceți că sunt prea sever. Dacă mergem în Romani 8, de exemplu, mi se spune în versetul 1 și 2, așadar, acum nu mai este nicio osândă sau condamnare pentru cei ce sunt în Hristos Iisus, care nu trăiesc potrivit cu firea, ci potrivit cu Duhul, căci legea Duhului vieții în Hristos Iisus te-a eliberat de legea păcatului și a morții. Condamnarea vine din cauza păcatului nostru și eliberarea vine din pricina Domnului Iisus Hristos, a jertfei Lui și a lucrării Duhului Sfânt, care aplică acea lucrare în viața noastră, în conștiința noastră, în inima noastră prin credință. În al treilea rând, ni se spune că suntem eliberați și de sub severitatea și blestemul care vin din încălcarea legii morale. La ce credeți că se referă mărturisirea când vorbește despre severitatea legii? Ce credeți că înseamnă faptul că legea este severă? Standardul ei este... Condamnă păcatul, dar asta nu înseamnă că este neapărat severă, da? De exemplu, pot ca să condamn păcatul, dar nu foarte sever, nu foarte strict. Să zice, eu sunt împotriva păcatului, acum 20% păcat e ok, hai că și 30 merge. Legea nu e așa, nu? Care este standardul legii? Perfecțiunea, da? Legea are un standard care este la standardul lui
la standardul lui Dumnezeu. Unde i-ați duce pe oameni ca să le arătați acest standard? Pentru că replica la faptul că Dumnezeu condamnă păcatul sau legea condamnă păcatul este, păi eu nu sunt chiar așa de rău. Evident, îi vizez pe alții. Eu sunt un om bun. Da? Eu sunt un om moral. Și trebuie ca să le arătăm oamenilor că standardul lui Dumnezeu este sever, este perfect. Unde i-ați duce? Poate nu știți referința, dar cu siguranță știți, știți textul, da? Roman 7. Citiți dacă... Deci ce vom zice? Legea este ceva păcătos? Nici de cum. Din potrivă, păcatul nu l-am cunoscut decât prin lege. De pildă, n-aș fi cunoscut pofta dacă legea nu mi-a fi spus să nu poftești. Nu știu dacă cine a făcut. Este un text care toți îl știm, care ne spune că dacă ai păstrat toată o singură poruncă, vinovat de încălcarea întregii legi. Da? De ce? Pentru că dătătorul legii este același. Când ai încălcat porunca lui Dumnezeu, ai păcătuit împotriva lui Dumnezeu. Și plata păcatului este aceeași, indiferent care poruncă o încalci. Da? Iacov 2:10 este textul în care ni se spune că dacă încalci o singură poruncă, este echivalent cu le-a încălcat pe toate. Acum, posibil la urechile noastre moderne, lumea să zică că nu este drept așa ceva. Replica noastră poate să fie una filosofică, poate ca să încercăm să deconstruim perspectiva lor filosofică, dar replica cea mai bună a creștinului este aceasta. Este scris. Da? Că tu nu consideri că e drept, este scris. Dumnezeu a spus că asta e regula, da? Asta e legea, este așa de severă. Dacă este drept sau nedrept, este o altă discuție care până la urmă tot numai din Scriptură se poate avea, pentru că ce altceva ne-ar putea da niște repere prin care să știm ce este drept și ce este nedrept. Filosofiile umane, natura, ce ne-ar putea informa despre ce este drept sau nedrept. Da? Bun, deci avem severitatea legii. Legea aceasta, atunci când este încălcată, am studiat împreună despre legea lui Dumnezeu, vine cu un blestem. Da? Vine cu un blestem. Care este blestemul acesta? Care este pedeapsa legii? Fratele, au zis mai înainte, frate Iuliu, pedeapsa legii este încălcarea ei. Moartea, da? Cum le-ați explica oamenilor despre acest blestem? Unde i-ați duce pe oameni ca să vadă această realitate a blestemului care vine prin încălcarea legii și deja le-am arătat că toți am încălcat legea, deci ca atare toți ne aflăm sub acest blestem. Vă ajut eu în timp ce vă gândiți, vă dau un indiciu. Eu i-aș duce la început. Unde i-aș duce la început ca să vadă că asta a fost regula din prima zi? Că încălcarea legii. Unde în Geneza? Geneza 2:15-17, dacă cineva poate să citească. Domnul Dumnezeu a luat pe om și l-a așezat în grădina Edenului ca să o lucreze și să o păzească. Domnul Dumnezeu a dat omului porunca aceasta. Poți să mănânci după plăcere din orice pom din grădină, dar din pomul cunoștinței binelui și răului să nu mănânci. Căci în ziua în care vei mânca din el, vei muri nefericit. Deci vedem că încă din prima zi, asta este regula trasată de Dumnezeu. Și apoi am putea să mergem să vedem faptul că această moarte spirituală, deși este un verdict definitiv, până când este aplicat, există și alte consecințe a încălcării legii care sunt temporale. De exemplu, dacă mergem în Geneza 3, când se rostește blestemul asupra lui Adam și Eva, vedem că, dincolo de faptul că acum ei o să moară fizic și dacă nu își pun încrederea în promisiunea lui Dumnezeu că va veni un mântuitor, prin sămânța femeii vor rămâne în moartea spirituală, vedem că sunt efectele a blestemului și temporale. Da? Și efectele sunt pentru femeie durere în naștere, o relație alterată între bărbat și femeie. Deci dacă aveți întrebarea de ce se ceartă bărbații cu femeile, pentru că suntem păcătoși. De-aia ne certăm, da? Unii mai păcătoși decât alții, unii ne certăm mai mult, dar de-aia ne certăm. Asta stă la rădăcina problemei, că
relația noastră n-are cum să fie cum trebuie, pentru că noi nu suntem cum trebuie, suntem păcătoși. La bărbat, și nu vreau să recapitulez ceea ce am învățat împreună despre rolurile bărbatului și a femeii, să vizează cumva sfera lui, munca îi va fi grea și așa mai departe. Deci vedem că blestemul legii este și aici pe pământ și în viața viitoare. Și am putea merge în alte texte, în Noul Testament, în Roman 6, de exemplu cu 23, în 2 Tesaloniceni. Și ar fi foarte multe texte în care ni s-ar arăta faptul că ne aflăm în această stare. Și acum, dacă am vrea ca să arătăm de asemenea că există eliberare, pentru că asta este tema în această seară, am putea merge într-un text, de exemplu, cum ar fi în Galateni 3:13. Galateni este o carte foarte bună de a discuta problemele care vizează legea, pentru că ea vizează problema legii. Da? Cine vrea să citească Galateni 3:13? Ne-a răscumpărat din blestemul legii, făcându-se blestem pentru noi, fiindcă este scris blestemat e oricine este atârnat de lege. Vedeți din nou tematica substituției, da? Deci noi suntem eliberați de sub blestemul legii. Cum? Printr-un substitut. De aceea doctrina ispășirii substitutive este Evanghelia, da? Este Evanghelia. Oamenii care zic, nu, este pur și simplu un act potențial prin care, nu, există o eliberare care se întâmplă prin faptul că Hristos stă ca și substitut. El nu stă doar ca și un potențial răscumpărător, el nu, există un troc care se întâmplă la cruce în care Hristos stă în locul celor blestemați, plătește și câștigă pentru ei eliberarea de sub blestemul, legii. Da? Bun. În al patrulea rând, mărturisirea ne spune că ea include, adică Evanghelia, mântuirea noastră, include de asemenea eliberarea din lumea aceasta rea, sau din această lume rea, sau din acest veac rău. Da? Cine poate ca să ne aducă în aminte de un verset care vizează această realitate? Putem rămâne tot în Galateni. Haideți să mergem în Galateni 1. Vă dau eu un prim verset. Și în același timp, în timp ce ne uităm la acest prim verset, gândiți-vă la cuvintele Domnului Iisus Hristos, pentru că Domnul Iisus Hristos a vorbit mult pe această temă. Galateni 1:4. Vorbim despre Domnul Iisus Hristos, ni se spune, care s-a dat pe sine pentru păcatele noastre ca să ne salveze din acest veac rău, potrivit cu voia lui Dumnezeu, Tatăl nostru. Dacă mergem în Ioan, capitolul 5, ni se spune că oricine este născut din Dumnezeu, ce face? Vis-a-vis de lume. Asta e, nu Ioan 5, da? Asta nu are de face cu lumea. Are de face cu păcătuirea. Ce face cu lumea? Capitulează în fața lumii? Face parte din lume? Învinge lumea, da? Sau biruie lumea. Și ceea ce a adus victoria asupra lumii, spune, ni se spune în Ioan, este credința, este credința, da? Cine este cel ce învinge lumea dacă nu cel ce crede că Iisus este Fiul, este Fiul lui Dumnezeu? Și de asemenea ar fi multe, multe texte care ne vorbesc despre acest lucru sau despre faptul că noi nu mai facem parte din această lume, deși încă trăim în mijlocul ei până la plecarea noastră acasă sau la revenirea Domnului Iisus Hristos. Da? Filipeni 3:20, cetățenia noastră este în ceruri, de unde l-așteptăm pe Mântuitorul nostru, Domnul Iisus Hristos. Deci noi suntem răscumpărați din mijlocul lumii acesteia. Da? Mai stăm încă pe acest pământ pentru o vreme, dar nu mai facem parte de aici. Dar nu mai suntem cetățeni acestei lumi, suntem cetățeni a cerului. Bun. 5. De asemenea, ni se spune că suntem eliberați de sub sclavia Satanei. Nu știu dacă vreodată v-ați gândit că înainte ca să fiți mântuiți și aduși la credință în Domnul Iisus Hristos, ați fost sclavii Satanei, robii lui, da?
Când te gândești în termenii acestea, încerc ca să îți dai seama un pic mai bine din ce ai fost, din ce ai fost mântuit. Da? De sub sclavia satanei și descrisă și ca și domnia sau stăpânirea păcatului. Care sunt un verset sau mai multe texte biblice care ne vorbesc despre această sclavie în care ne-am aflat și în care se află toți cei care sunt necredincioși? Nimeni nu poate sluji la doi stăpâni. Nimeni nu poate sluji la doi stăpâni? Efeseni 2, da, tocmai am citit. Voi aveți de Tatăl. Domnul Iisus spune fariseilor, da. Eu aș merge înapoi în Efeseni 2, sincer, pentru că deja m-aș afla probabil în Efeseni 2 dacă vorbesc cu cineva care are întrebări despre mântuire. Și, din nou, pentru că e un text foarte concis care prezintă și această sclavie, da, o prezintă și din punct de vedere de pornirile noastre interne, în sensul că noi umblam după poftele firii noastre, dar și din punct de vedere că, pentru că suntem păcătoși, suntem sub stăpânirea satanei și e concis, este într-un singur text. Nu trebuie să mă duc în două locuri ca să le arăt această realitate. Voi erați morți în greșelile și păcatele voastre, în care trăiați odinoară, urmând căile acestei lumi și pe Domnul puterii văzduhului, a Duhului care lucrează acum în fiii neascultării. Da? Deci este un loc foarte concis în care este clar. Sunteți robi firii pământești, poftelor voastre și a satanei. N-aveți nicio speranță dacă Dumnezeu nu intervine. Da? Dar apoi ar trebui ca să arătăm și eliberarea. Și eliberarea o găsim din nou tot în Efeseni 2. Sau putem merge în alte locuri, gen în Romani capitolul 6. Ni se spune că jertfa Domnului Iisus Hristos există pentru ca păcatul să nu mai domnească asupra voastră, întrucât voi nu mai sunteți sub lege, ci acum sunteți sub har. Da? Și este foarte clar că cei care sunt mântuiți sunt eliberați de sub această sclavie, de sub această robie. Lucrul acesta este clar și în Efeseni 2, de la versetul 4 încolo. Da? Unde am rămas? 6. Suntem eliberați și de distrugerile nenorocirilor. Asta este interesant. Ați experimentat vreodată o nenorocire? Eu știu că ați experimentat, că unii dintre voi ați stat de vorbă cu mine despre ele. Ați experimentat. Cum suntem atunci eliberați de distrugerile nenorocirilor? Sau suntem eliberați? Poate mărturisirea greșește. Toți avem nenorociri, da? Dar pe credincios nenorocirile îl distrug sau nu îl distrug? Din contra, ce sunt menite ele Dumnezeu să facă? Să întărească, da? Să întărească. Distrugerea este preschimbată, să zicem așa, de Dumnezeu, în sensul că Satan ar vrea să distrugă, în sensul că cel rău care, sau oamenii răi care ne atacă vor să distrugă, în sensul că tot ceea ce ni se întâmplă rău rămâne în esență rău, da? Dar este folosit de Dumnezeu spre bine. Lucrul acesta nu este adevărat pentru orice om, este adevărat doar pentru cei credincioși. Altfel spus, promisiunea care avem în Romani 8:28 se pot bucura de ea doar credincioșii. Noi știm că toate, și dacă ne uităm în acest context, toate înseamnă sabie, foamete, persecuție, astea sunt toate, da? Noi știm că toate lucrează împreună spre binele. Deci, nenorocirea nu mai lucrează spre rău, ci lucrează spre bine. Boala nu mai lucrează spre rău, ci lucrează spre bine. Spre binele celor ce iubesc pe Dumnezeu, al celor ce sunt chemați în conformitate cu planul său. Care este planul? Care este planul său? Care este planul său? Să fim după chipul și asemănarea. Haleluia, da? Și nimic nu te face mai asemănător lui Hristos decât nenorocirea. Nenorocirea asta, eliberarea de sub distrugerea nenorocirilor, s-ar putea să creadă că
în viața asta, la un moment dat, vor fi eliberați, nu vor mai simți durerea, nenorocirea. Nu se putea. Așa este. Când mă vor invita la mormântare, atunci vor fi eliberați de sub nenorocire. Aleluia! Aleluia! Și de aia mărturisirea este atentă să spună eliberare de la distrugerea nenorocirii, nu de la nenorocire. Da? Deci noi nu suntem scăpați de nenorocire, ni se spune că în lume vom avea necaz, da? Necaz, suferință. Dar de aceeași timp mi se spune ca să avem curaj pentru că El a biruit lumea, da? Deci noi vom avea necaz, doar că necazul acela nu va fi spre distrugerea noastră, va fi spre întărirea noastră, va fi spre perfecționarea noastră, da? Vom avea poate în multe feluri mai mult necaz decât cei necredincioși. Biblia vorbește despre asta, că ne uităm la cei necredincioși și le merge bine. Eu duc bine și ne întrebăm, Doamne, până când? Eu duc bine și noi suferim. Pentru că binele care Dumnezeu îl caută în viața noastră este un alt bine, un bine superior, un bine spiritual. Da? În al doilea rând, în al șaptelea rând, pardon, mi se spune că suntem eliberați de frica și de boldul morții, de biruința morții. Din nou, atenție, da? Eliberați de frica, de boldul și de biruința. Nu ne biruie, nu de moarte. Vom trece prin moarte, da? Moartea fizică, vom trece prin ea. Dar nu vom mai avea frică de ea și ea nu ne va mai birui. Cine poate ca să ne îndrume spre un text din Sfânta Scriptură, de Scriptură care ne mărturisește acest lucru? Am auzit cineva care a zis Corinteni? Așa, 1 Corinteni 15, da? Frate Iuliu, citești tu de la versetul 5-5 la 5-7? Pe telefon se găsește repede, frate. Numai zi. Ok, Google, deschide la... Unde ți este biruința moartei? Unde ți este bolul moartei? Bolul morții este păcatul și puterea păcatului este legea. Dar mulțumesc fie ajutorul lui Dumnezeu care ne dă biruința prin Domnul nostru Iisus Hristos. Amin. Dar observați, mărturisirea pe cât posibil împrumută, folosește limbaj biblic, terminologie biblică, da? De fapt, fiecare frază are un corespondent, biblic, da? Și mai sunt foarte multe texte, de exemplu Evrei 2 cu 15, 14 și 15 spune așa, dar întrucât copiii sunt părtași a sângelui și cărnii, el a devenit asemănător cu ei, din nou vedem ideea aceasta de reprezentare, a fost nevoie ca să ia natura noastră, carne și oase, ca să ne reprezinte cu ei, pentru ca prin moarte să-l distrugă pe cel pe care are puterea morții, care este diavolul. Deci el a fost nevoie ca să devină ca și noi, ca să moară. Da? De ce? Ca prin moartea sa să distrugă pe cel care are puterea morții, care este diavolul, și ce să realizeze? Să elibereze pe cine? Pe copii. Da? Să elibereze pe cei care toată viața lor erau ținuți în sclavie prin frica, de moarte. Evrei 2 cu 15. De asemenea, ni se spune că 8 suntem eliberați de la condamnarea veșnică. Deci nu există doar o condamnare legală, abstractă, nu există doar o condamnare interioară, nu există doar nenorociri, nu există doar o robie, ci există o condamnare veșnică și noi suntem eliberați de la această, condamnare. Deja am văzut câteva texte care vizează, de exemplu Roman 6 cu 23, fiindcă plata păcatului este moartea, dar darul lui Dumnezeu este viața veșnică în Hristos Iisus, Domnul nostru. Sau 1 Ioan 5 cu 11 și mărturia este aceasta, Dumnezeu ne-a dat viață veșnică. Da? Ne-a dat, asta este darul mântuirii și această viață este în Fiul Său. Da? Și ar fi foarte multe alte texte. Vă recomand câteva dintre ele la fiecare, că până la urmă nu este altceva, dacă stați bine să vă gândiți, decât o prezentare a Evangheliei într-un alt format. Vă recomand ca să le memorați,
să le memorați, să le știți pe de rost, da? Și să știți cum să îndrumați spre aceste pasaje în Sfânta, în Sfânta Scriptură. Bun, nouă. Spune că mai mult decât aceste eliberări, mai avem o libertate, mai avem o libertate care ni se dă, și anume că acum avem accesul liber al credincioșilor la Dumnezeu. Acum, accesul acesta liber, care acum îl avem în Hristos, cu ce credeți că este contrastat? Cum era accesul înainte de Hristos și de crucea Domnului Iisus Hristos? Era liber? Nu. Cum era? Prin preot. Era intermediat, da? Era intermediat, reglementat, nu aveai un acces liber. Nu puteai tu ca să te duci pur și simplu și să zici vreau ca să intru în prezența lui Dumnezeu, vreau ca să fiu iertat de păcate, da? Cred că, mai rețin cine, cred că R.C. Sproul zicea la un moment dat că singura persoană care își permite să-l trezească pe rege la 3 dimineață din pat, care are nevoie de un pahar de apă, este copilul lui. În rest, nimeni din palat nu merge să-l tragă de pijama pe rege și să spună mi sete sau am nevoie de ceva. Dar copilul, la orice oră, liber, merge și spune tată, mamă, am nevoie de ceva, am o problemă, da? Sau mi-e frică de ceva. Vi s-a întâmplat vreodată, cei care sunt părinți, să vină copilul să se cațere în pat și să spună mi-e frică de balaur, mi-e frică de întuneric, da? Copilul nici nu se gândește, mai ales când e mic, s-ar putea să-l deranjez pe tata dacă mă duc și mă cațăr la el în pat, nu? De ce? Pentru că este copil și tu ești părintele lui. Noi avem, prin jertfa Domnului Iisus Hristos, prin faptul că am fost înfiați, nu ca robi, n-am fost luați în casa stăpânului ca rob, da? Deși și asta ar fi fost o minune, ci ca și copii, avem această libertate de acces, liber în prezența, lui Dumnezeu. Și deja am menționat câteva pasaje, de aceea doar vă reamintesc, ca să fim eficienți și cu timpul. În Evrei 10 am văzut că așadar, fraților, întrucât îndrăznim să intrăm în locul preasfânt, și întrebarea care ne opunem este cum îndrăznim? Locul preasfânt, da? Nu intra nimeni. Nu intra nimeni. Deci nu este așa numai pur și simplu ceva mare lucru. Îndrăznim să intrăm în biserică. Nu! Pentru cei care citeau lucrul acesta, pentru evrei care citeau lucrul acesta, ziceau, asta e blasfemie! Cum puteți spune așa ceva? Și își puneau întrebarea, cum îndrăznești? Cum poți fi tu așa de îndrăzneț? Și răspunsul este, prin sângele lui Hristos. Deci prin jertfa Domnului Iisus Hristos ni se dă această libertate, de a intra în locul preasfânt. Prin calea cea nouă și vie pe care El a deschis-o pentru noi, prin perdeaua, prin draperia care este trupul Său. Deci prin jertfa Sa, prin sângele Său, noi putem intra, putem avea îndrăzneală să intrăm în prezența lui Dumnezeu fără nicio intermediere. Da? Fără nicio intermediere. Aici este ceea ce noi, evanghelicii, numim preoția universală. Noi toți putem ca să stăm de vorbă cu Dumnezeu. Noi toți, prin jertfa Domnului Iisus Hristos, suntem într-o relație directă cu Dumnezeu. Da? Hristos este marele preot și noi toți, prin El, intrăm în prezența Lui, Dumnezeu. Eu nu sunt preot, eu nu intermediez în niciun fel, relația voastră cu Dumnezeu, voi aveți direct cu Dumnezeu. Eu sunt doar o slugă în mâna lui Dumnezeu, sunt doar un rob netrebnic care trebuie ca să îmi fac treaba să vă îndrum la cuvântul lui Dumnezeu, să vă îndemn, dar relația este intermediată de nimeni altcineva decât Domnul, Iisus Hristos. Da? Evrei 4:16, același lucru ni se spune, așadar să ne apropiem cu îndrăsneală de tronul Harului, ca să primim îndurare și să găsim har care să ne ajute la timpul, potrivit. Dar avem această libertate acum prin jertfa Domnului Iisus Hristos. Bun, 10. De asemenea, ni se spune că avem dată abilitate de a ne supune lui Dumnezeu și această abilitate vine nu din frică, ceea ce ar transforma pe om în sclav, da? Pentru că, până la urmă, un sclav se
comportă cum vrea stăpânul lui din frică. Da? Și un copil, la un moment dat, din frică să nu ia bătaie, se comportă. Dar noi avem o altă relație cu Dumnezeu, nu din frică, ci din dragoste, ca de copil, precum și dintr-o minte sau inimă dornică de ascultare. Deci hai să le luăm pe rând. Primul rând, abilitatea și dorința de ascultare, de supunere față de Dumnezeu. Dacă ați vrea să dați un singur text care să arate aceste două lucruri, unde ați merge în Scriptură. Pentru că Dumnezeu este Cel ce lucrează și vă dă și voința, da, voința este dispoziția ta și înfăptuirea, da? Filipeni 2:13. Deci Dumnezeu ne dă această dispoziție și această înfăptuire. Astea vin ca și consecința jertfei Domnului Iisus Hristos. Da? Apoi dacă ați vrea ca să subliniați faptul că acestea trebuie să fie făcute nu în frică. Pentru că cei mai mulți creștini astăzi, chiar și evanghelici, nu înțeleg aspectul acesta. Cei mai mulți oameni în biserici fac ceea ce fac ca să nu meargă în iad. Și dacă îi întreb, îți spun asta. De frică, facem. Mă, ce să fac? Mi-ar place să fac altceva. Mi-ar place să trăiesc altfel, dar flăcările iadului. Da? Unde merge în Biblie să subliniem faptul că relația noastră cu Dumnezeu nu trebuie să fie de așa natură? N-am primit un duc de frică, da? Corect. Altundeva? Da. Hai să mergem în Ioan 14. În 1 Ioan. Capitolul 4, de la 14 la 18. Cine vrea să citească? Și noi am văzut și mărturisim că Tatăl a trimis pe Duhul ca să fie mântuitorul lumii. Că pe Iisus este Fiul lui Dumnezeu, Dumnezeu rămâne în El și El în Dumnezeu. Și noi am cunoscut și am crezut dragostea pe care o are Dumnezeu față de noi. Dumnezeu este dragoste și cine rămâne în dragoste rămâne în Dumnezeu și Dumnezeu rămâne în El. Cum este El, așa suntem și noi în lumea aceasta. Astfel se face că dragostea este desăvârșită în noi pentru ca să avem deplină încredere în ziua judecății. În dragoste nu este frică, ci dragostea desăvârșită izgonește frica, pentru că frica are cu ea pedeapsa și cine se teme n-a ajuns desăvârșit în dragoste. Noi îl iubim pentru că El ne-a iubit. Amin. Deci, este foarte, foarte clar în versetul 18, spune în dragoste nu există frică. De ce? Pentru că acolo unde este dragoste adevărată, frica este alungată. De ce? Pentru că frica are de-a face cu pedeapsa. Da? Ți-e frică pentru că există potențialul pedepsei. Asta este frica despre care se vorbește. Acum, Biblia are și alte feluri de a vorbi despre frică. De exemplu, începutul înțelepciunii este frica de Domnul. Da? Ce fel de frică e asta? Frica că mă va strivi? Frica că mă va nenoroci? Nu, este o reverență. Da? Este o reverență despre care se vorbește. Dar noi, ca și creștini, nu mai avem frica de pedeapsă. Bun, atunci va întreba creștinul imatur sau poate falsul creștin, pe atunci de ce să mai ascult dacă nu mai am nuiaua? Că eu numai din cauza toiagului ascultam, nu din altceva. Și Biblia ne arată că noi avem o altă motivație și anume dragostea care noi avem pentru Dumnezeu. Domnul Iisus Hristos ne spune în felul următor în Ioan 14 cu versetul 15: dacă vă temeți de mine, veți păzi poruncile mele. Așa spune. Dacă mă iubiți. Dacă mă iubiți, motivația supremă nu este frica. Da? Nu este frica. Vedem că Domnul Iisus Hristos vorbește și despre motivația fricii. Când sunt acele nenorociri, acei oameni care sunt omorâți, acele catastrofe și vin oameni la Domnul Iisus Hristos și El zice foarte bine că vă este frică. Dar să vă fie frică de ceea ce vine.
Pocăiți-vă ca să nu pățiți ceva mai rău. Deci frica este o motivație bună, dar nu este motivația supremă. Motivația supremă este dragostea. Dacă îl iubim pe el, atunci vom păzi poruncile lui. Romani 8:15, noi n-am primit un duh de robie ca să ne fie din nou teamă, ci ați primit duhul înfierii prin care strigăm Abba, adică Tată. Abba, de fapt, dacă ar fi tradus, nu este așa tată ca și în ideea de, nu știu, patriarh. Mai mult este ca și tătic. Este un limbaj de adorare, da? Gândiți-vă, și felul în care e transliterat Abba ne dă de gândit. Este cum am spune noi papa, da? Cum tati, da? Cam asta este ideea. Nu ca să fim fără reverență față de Dumnezeu, dar să înțelegem cât de apropiați suntem față de Dumnezeu. Bun. Întoarcem pagina, vedem cât timp mai avem, fraților, e bine. Apoi mărturisirea ne spune, deci ne-a arătat toate aceste eliberări și beneficii care le primim prin jertfa Domnului Iisus Hristos, și apoi mărturisirea face o precizare prin care ne spune că toate aceste binecuvântări, în esență, au fost prezente și sub lege, adică în Vechiul Testament. Da? Altfel spus, cei care au fost mântuiți în Vechiul Testament au fost mântuiți tot prin promisiunea Domnului Iisus Hristos, tot prin beneficiile care vin din jertfa Domnului Iisus Hristos și nu în alt fel. Da? Nu în alt fel. Acum, de ce spune în esență? Pentru că, deși esența beneficiilor era la fel, magnitudinea beneficiilor era diferită. Revelația beneficiilor era diferită. Da? Ei erau sub lege, legea ceremonială, legea judiciară și legea morală, dar în același timp, dacă cineva era mântuit, era mântuit prin har. Doar că plinătatea harului și magnitudinea harului nu era revelată încă. Ei nu știau toate aceste lucruri și nu le experimentau cum le experimentăm noi astăzi după venirea Domnului Iisus Hristos, care este revelația întruchipată. Da? Dar în esență beneficiau de aceleași lucruri și lucrul acesta este evident peste tot. Am putea merge în Evrei, să ne uităm la eroii credinței și să vedem faptul că prin credință omul a fost mântuit și în Vechiul Testament. Sau am putea merge din nou în Galateni, care vizează problema legii. În Galateni, capitolul 3, de la versul 9 la 14, este o porțiune din text care vizează această problemă și ni se spune în felul următor. Astfel, cei care cred sunt binecuvântați împreună cu Avram cel credincios. Și acum, interesant este, cum adică noi suntem binecuvântați împreună cu el? Pentru că Avram a fost mântuit prin credință. Și binecuvântările spirituale care le-a avut, le-a primit prin credință. Da? Altfel spus, toți mântuiții sunt mântuiți la fel și sunt beneficiari aceleași binecuvântări și aceiași moșteniri. Da? Căci aceia care se bazează pe faptele legii sunt sub blestem, deoarece este scris, blestemat este oricine nu stăruiește să împlinească toate lucrurile scrise în cartea legii. Este clar că nimeni nu este îndreptățit, justificat înaintea lui Dumnezeu prin lege. Pentru că cel drept va trăi prin credință. Iar legea nu se bazează pe credință, ci ea spune, cel ce face aceste lucruri va trăi prin ele. Hristos ne-a răscumpărat de sub blestemul legii, devenind blestem pentru noi, căci este scris, blestemat este oricine a târnat pe lemn. Pentru că în Hristos Iisus, binecuvântarea dată lui Avram, cum a întrebare, despre ce binecuvântare e vorba aici? Despre promisiunile pământești sau despre cele spirituale? Care a fost tema pasajului? Despre mântuire, despre cele spirituale. Pentru că în Hristos Iisus, binecuvântarea dată lui Avram, deci Avram a beneficiat de aceeași binecuvântare, de aceeași moștenire spirituală, să vină asupra neamurilor ca să primim prin credință Duhul promis. Da? Deci vedem foarte, foarte clar faptul că și în Vechiul Testament, deși în altă magnitudine și cu alte valențe, în esență, este
aceeași mântuire și sunt aceleași beneficii de care, în cele din urmă, în veșnicie, toți beneficiem la maxim. Toți vom beneficia de toată moștenirea spirituală care ni s-a promis. Păi mărturisirea ne spune că, deși în esență, în Vechiul Legământ și în Vechiul Testament, ei au beneficiat, însă sub Noul Legământ sau sub Noul Testament, libertatea creștinilor este exprimată practic mai mult prin eliberarea lor de sub legea ceremonială care era adresată evreilor și, de asemenea, noi credincioșii ne bucurăm de un acces mult mai curajos, cu mai multă îndrăsneală, la tronul Harului. Deci primul aspect care vi-l puteți nota, am studiat împreună, este faptul că libertatea noastră este amplificată prin faptul, cumva două fațade, da? Prin faptul că sistemul ceremonial este abolit și acum, cealaltă parte, avem acces direct. Da? Deci sistemul ceremonial care, într-un fel, intermedia interacțiunea omului cu Dumnezeu, dar într-un fel îl ținea la distanță, da? Este dat la o parte, pentru că este împlinit în Hristos și acum avem acces direct. Și din nou putem, ca să mergem în Evrei 10 și de fapt toată cartea Evrei argumentează lucrul acesta. Bun, suntem la punctul 3, litera B. Un alt beneficiu, un nou legământ, este că nu doar avem acest acces mai direct, dar avem și o mai deplină prezență a Duhului Sfânt al lui Dumnezeu în comparație cu ce au experimentat în mod normal la vremea respectivă credincioșii aflați în mod formal sub lege. Altfel spus, noi beneficiem de o experimentare, de o prezență mai extraordinară a Duhului Sfânt decât au beneficiat ei în Vechiul Testament. Da? Și am putea merge în multe locuri ca să vedem lucrul acesta. De exemplu, am putea merge în 2 Corinteni, capitolul 3, unde 2 Corinteni 3, de la 7 la 8, unde Apostolul Pavel compară lucrarea legii și slava care s-a văzut prin această lucrare și acum lucrarea Duhului și spune în felul următor: dar dacă slujba morții, care a fost inscripționată sau întipărită în litere pe table de piatră, a fost cu slavă, astfel încât poporul Israel n-a putut privi la fața lui Moise din cauza strălucirii trecătoare a feței lui, cu cât mai mult. Deci vorbește despre revelația slavei lui Dumnezeu față de Moise și față de poporul lui Dumnezeu prin legea care a fost dată, în comparație cu lucrarea Duhului, acum noul legământ care se întâmplă în viața fiecăruia dintre noi. Cu cât mai mult este cu slavă lucrarea Duhului. Altfel spus, ca să aveți o imagine în mintea voastră, lucrarea Duhului Sfânt, prezența Lui în viața ta, este o manifestare a slavei lui Dumnezeu mai măreață decât ce s-a întâmplat la muntele Sinai. Vă închipuiți? Când noi de multe ori privim la evenimentele din Vechiul Testament și spunem: wow! Dacă am fi fost noi acolo, dacă am fi văzut noi cu ochii noștri ce minuni s-au făcut, ce extraordinare manifestare a slavei lui Dumnezeu. Și Pavel spune, lucrarea Duhului în viața ta este mai mare manifestare a slavei lui Dumnezeu decât ceea ce s-a întâmplat în vechiul legământ. Da? Vedem de asemenea că Domnul Iisus Hristos promite această realitate din nou și din nou și din nou când își pregătește ucenicii pentru plecarea Lui. Ce le spune Domnul Iisus Hristos că este motivul pentru care este bine ca El să plece? Să le trimită Duhul Sfânt. Da? De ce? Pentru că Duhul are o lucrare extraordinară și un rol extraordinar în viața credinciosului. Uitați în Ioan 7 cum se descrie această lucrare. Cei ce cred în mine, din inimă, vor curge, din inima lui vor curge râuri de apă vie, așa cum zice Scriptura. Spunea aceasta despre Duhul pe care urmeau să-L primească cei ce cred în El. Căci Duhul nu fusese încă dat, pentru că Iisus nu fusese încă proslăvit. Deci Duhul lucrează într-un mod extraordinar acum,
în nou legământ și noi avem acest beneficiu care ei nu l-au avut. Acum este o discuție despre exact cum s-a manifestat Duhul în vechiul legământ, nu este tema noastră, pentru că noi știm că nimeni nu poate ajunge la credință fără lucrarea Duhului, da? Fără prezența Duhului, dar evident este o diferență de magnitudine, este o diferență de felul în care lucra Duhul, de amploarea lucrării și așa mai departe, dar nu face scopul discuției din această seară. Da? Bun. Mărturisirea apoi, după ce ne prezintă, încheie acum această călătorie asupra libertății care s-a câștigat pentru noi în Hristos, comparată cu vechiul legământ, văzând că în esență și ei au beneficiat, dar nu în aceeași magnitudine, și acum aplică practic această libertate la libertatea conștiinței noastre. Adică cum ar trebui noi să ne raportăm în conștiința noastră față de lume, față de alte lucruri, acum că avem această libertate. Începe spunând lucrul acesta în paragraful 2, întrucât doar Dumnezeu este Domnul conștiinței sau Domnul cugetului. Da? Doar Dumnezeu este Domnul cugetului. Ce vrea să spună mărturisirea? Mărturisirea vrea să spună că nimic în afară de Dumnezeu nu poate să lege conștiința ta. Da? Tu nu ești dator în conștiința ta să fii ascultător de nimic în afară de sau peste Dumnezeu. Asta nu înseamnă că n-ai datorii de ascultare sau conștiința ta n-ar trebui să fie legată într-un fel secundar de alte persoane sau de alte autorități, dar doar în conformitate cu ceea ce Dumnezeu a rânduit. Da? Dumnezeu a rânduit ca soția să fie supusă bărbatului, de exemplu. Ca atare, conștiința ei trebuie să fie legată de supunerea față de bărbat. Și dacă bărbatul îi cere lucruri în conformitate cu ceea ce Scriptura poruncește, conștiința ei trebuie să fie legată. De asemenea, ni se spune că conștiința noastră poate fi legată de stat. Când ni se spune să dăm cezarului ceea cezarului, nu ni se spune cât la sută este ok, da? Ni se spune să dăm cezarului ce este a cezarului. Simplu. Și totuși există niște limite, da? Adică nu putem ca să facem pentru cezarul ceva care ar contraveni poruncile lui Dumnezeu, da? Deci ceea ce vrea mărturisirea să ne învețe este că Dumnezeu este autoritatea ultimă și într-un fel singura reală autoritate care ne leagă conștiințele noastre. Eu nu-mi plătesc impozitele pentru că iubesc guvernul României. Să fie foarte clar, mai ales actualul guvern. Deci nu știu foarte mult, cât am auzit a fost suficient să mă îngrozesc. Plătesc impozitele pentru că Dumnezeu mi-a poruncit să le plătesc. Da? E foarte simplu. În mod ultim, ce mi-a legat conștiința mea, este Dumnezeu. Da? Eu nu mă îngrijesc familia pentru că s-ar putea ca să intervină poliția sau să fiu dat în tribunal sau nu știu ce sau alte chestii. Îmi îngrijesc familia pentru că Dumnezeu mi-a poruncit ca să fac lucrul acesta. Da? Dacă ne uităm în Sfintele Scripturi, vedem această realitate. În Iacov 4:12 mi se spune că este unul singur care este dătătorul legii și judecătorul, și anume cel care poate să mântuiască și să distrugă. Deci este unul singur care dă legea și este unul singur care te judecă ca și om. Și apoi, imediat după ce ni se spune asta, Iacov ne atrage atenția unii față de alții, spunând: dar tu cine ești să-l judeci pe semenul tău sau pe fratele tău? Altfel spus, înțelege că fratele tău este responsabil față de Dumnezeu. Dumnezeu dă legea, Dumnezeu judecă. Tu nu poți ca să vii și să-L judeci, să zici: stai un pic, tu de ce nu faci cum zic eu? De ce nu crezi cum zic eu? Da? Nu ai această autoritate. Nici eu ca și păstor n-am această autoritate. Eu dacă vă mustru, de exemplu, vă pot mustra cu autoritatea Scripturii. Dacă Scriptura spune să faceți un lucru și n-ați făcut-o, atunci eu pot să zic: de ce n-ai făcut asta? Dar eu nu pot ca să mă mustru cu autoritatea mea, că nu aveți nicio responsabilitate morală a conștiinței voastre față de mine. Că m-am ridicat eu aici în față și vreau ca să ascultați de mine. Nu există așa ceva. De aceea mărturisirea spune că El, Dumnezeu, a lăsat conștiința liberă de obligațiile către doctrinele și poruncile omenești care sunt în orice mod contrare cu cuvântul Său sau care nu sunt conținute în cuvântul lui Dumnezeu. Da?
Altfel spus, dacă nu este conținut în cuvântul lui Dumnezeu, sau dacă este evident contrar cuvântului lui Dumnezeu, conștiința ta nu este legată, nu este legată de acea enunțare omenească. Această realitate ar fi salvat așa de mulți oameni, de așa de multe nenorociri, mai ales în sfera aceasta religioasă. Toate sectele, toate religiile ciudate, inclusiv bisericile tradiționale, îmi pare rău să o spun, Biserica Ortodoxă, Biserica Catolică și așa mai departe, da? Inclusiv, au abuzat așa de puternic din tot felul de cerințe, tot felul de rânduieli, tot felul de legi de care oamenii s-au simțit obligați să le îndeplinească, dar care ei n-aveau autoritatea să o facă. N-aveau, da? Pur și simplu n-aveau această autoritate. Un text foarte lucid despre aceasta. Avem, de exemplu, Matei 15:9, în care ni se spune în felul următor: degeaba mi se închină ei dând ca învățături niște porunci omenești, niște porunci de ale oamenilor. Da? Aia nu este ceea ce ne cere Dumnezeu. Atunci de unde trebuie ca să avem noi poruncile care le urmăm? Din cuvântul lui Dumnezeu. Da? Din cuvântul lui Dumnezeu. Mărturisirea continuă și spune: astfel, a crede astfel de doctrine sau a te supune, suntem la punctul C, a te supune unor astfel de porunci fără a avea consimțământul conștiinței tale. Deci trebuie ca să fii tu împăcat în conștiința ta. Cum întrebarea. Ce înseamnă ca tu să fii împăcat în conștiința ta? Cum îți verifici tu conștiința? Cu Scriptura, da? Cu Scriptura, pentru că sunt oameni care pot fi împăcați în conștiința lor cu tot felul de năzdrăvănii. Așa au fost crescuți, așa au fost educați. La un moment dat, conștiința lor, din cauza că a fost maltratată, este ok cu tot felul de porunci. Da? Cu tot felul de porunci. De exemplu, dacă ne uităm la mișcarea mormonilor și ai stat de vorbă cu femeile care practică poligamie, da? 5-10 femei la un bărbat, și le întrebi: ești mustrată în conștiința ta? Când mama și tata ți-a zis ca să te duci să te căsătorești, să fii a șasea nevastă, te-a mustrat conștiința? Aia să zică: nu. Toată viața am fost învățat asta, mi s-a părut normal. Ar trebui ca să-și lase ea conștiința legată de această poruncă a părinților ei? Nu. De ce? Pentru că Biblia are o altă poruncă. Deci conștiința noastră trebuie verificată și trebuie să fie confortabilă doar atunci când este în concordanță cu Scriptura, da? Orice ascultare de asemenea doctrină sau poruncă care merge împotriva conștiinței și împotriva Scripturii constituie o trădare adevăratei libertăți de conștiință. De asemenea, a solicita unei persoane să aibă o credință implicită sau o ascultare absolută și oarbă, să spun: hei, nu contează că tu nu înțelegi unde Scriptura poruncește asta. Nu contează că nu ți-am explicat. Nu contează că nu ți-am dat un verset. Tu trebuie să asculți. Asta e jobul tău ca și membru sau participant în biserica aceasta. Tu trebuie să asculți. Este total, total greșit. A solicita asemenea lucruri la o persoană înseamnă a distruge libertatea de conștiință și de rațiune. Și Biblia din nou vorbește din nou și din nou despre lucrul acesta. În Galateni, de exemplu, Apostolul Pavel spune faptul că Hristos, Galateni 5:1, Hristos ne-a eliberat ca să fim liberi. Rămâneți deci tari și nu vă supuneți din nou jugul sclaviei. Care e contextul? Contextul era: iudeii veneau la Galatia și ziceau: este foarte bine că v-ați pocăit, este foarte bine că împliniți ceea ce v-a poruncit Hristos, este foarte bine că ascultați de Apostolul Pavel, mai trebuie să faceți lucrurile astea. Și ei își lăsau conștiința marcată de aceste porunci a oamenilor, după ce Apostolul Pavel, prin revelație divină și prin Scriptura deja revelată, le-a arătat că nu mai sunt datori să facă lucrurile acestea. Și Pavel vine și spune în Galateni 5, Hristos ne-a eliberat. Cu ce scop? Să fim liberi. Să nu ne lăsăm conștiințe legate de altceva decât de Hristos. Nu lăsați pe iudeii aceștia să vină și să vă dea noi porunci. Și am putea aplica asta la orice mișcare religioasă care vine cu alt curriculum decât cu Scriptura. Cu alte porunci și cu alte cerințe decât cu ceea ce spune Scriptura.
Hristos ne-a eliberat să fim liberi, nu să devenim din nou sclavi a unor oameni cu noi descoperiri, a unor vise sau a unor noi sisteme religioase. În 1 Corinteni 7, într-un alt context, ni se vorbește din nou în acest fel și ne spune: voi ați fost cumpărați cu un preț. Care este prețul? Jertfa Domnului Iisus Hristos. Să nu deveniți sclavi ai oamenilor. Aici este vorba despre sclavie propriu-zis. Care este ideea? Apostolul Pavel vorbește despre faptul că dacă te-ai convertit sclav fiind, acolo unde te afli, în circumstanțele acelea, caută să trăiești în ascultare de Hristos. Dar dacă ești liber, pentru că era o practică în acea vreme, aveai greutăți financiare, aveai probleme și una dintre soluții era mergeai și te dădeai în sclavie. Și nu mai aveai problemele acestea pentru că ți se plăteau datoriile, dar acum erai sclav. Și trebuia să asculți de stăpân. Și oamenii apelau la această variantă pentru a ieși din probleme. Și Apostolul Pavel spune să nu faci asta. Pentru că tu ești liber datorită jertfei Domnului Iisus Hristos. Să te faci rob de bună voie și să-ți datorezi ascultarea altcuiva decât lui Hristos, este o blasfemie. Este de negândit așa ceva. Când te gândești cu ce preț ai fost tu răscumpărat. Altfel spus, dacă va trebui ca să suferi consecințele și să nu mergi în sclavie, suferă-l. Da? Pentru că nu ai voie, conștiința ta este deja legată de Hristos, nu ai voie ca să o legi de altcineva. Sau ați putea și notați și citiți acasă, citiți Coloseni 2, care de asemenea vizează aspectul acesta în care frați sunt judecați pentru faptul că ei ascultau doar de Scriptură și nu mai aveau sărbătorile evreiești, nu sărbătoreau sărbătorile păgâne și vin alții și zic: hei, baptiști reformați, unde-i ziua recunoștinței? Unde-i ziua mamei? Unde-s lunile? Unde-s anii? Ce-i cu voi? De când e creștinismul ăsta să țin sărbătorile astea? Apostolul Pavel spune: nu vă lăsați judecați cu privire la o sărbătoare, la timpuri și așa mai departe. De ce? Pentru că sunteți liberi. Ați fost eliberat de toate lucrurile acestea. Nu mergeți înapoi și vă faceți din nou sclavilor. Da? Și în concluzie, pentru că timpul trece, mărturisirea punctează un ultim aspect care este deosebit de important și atunci când vorbim despre libertate, despre eliberare, despre har, despre a nu ne lega conștiința de nimeni, despre a face ce considerăm noi că este bine, este posibil ca să pendulăm și unii să zică: a, fac ce vreau, fac ce mă taie capul. Apropo, aș sublinea doar că dacă n-ai prezentat harul și eliberarea în așa fel, încât unii ca să se gândească la asta, nu l-ai prezentat corect. Pentru că Apostolul Pavel zice la un moment dat despre propovăduirea lui că unii îl hulez zicând că el provoacă pe oameni la păcat, îi invită la păcat. Ca tare, eu vreau ca să ajung până acolo în care omul să zică: păi fratele, dacă ascultă numai jumătate din predica mea, să zică: fratele Mihai îmi spune că pot face ce vreau. Vorba lui Augustin: iubește-L pe Dumnezeu și fă ce vrei. Mărturisirea încheie spunând că aceia care practică orice păcat sau orice plăceri păcătoase sub pretextul libertății creștine pervertesc principalul scop al harului Evangheliei spre propria lor distrugere. Ei distrug astfel complet scopul libertății creștine, care este ca noi, fiind eliberați de toți dușmanii noștri spirituali, să-L slujim pe Domnul fără frică, în sfințenie și în neprihănire înaintea Lui în toate zilele noastre. Și mergem la un ultim text, din Roman 6, unde Apostolul Pavel vizează exact această problemă și spune: ce vom spune atunci? Să păcătuim ca să se mulțească harul? Nici de cum! În niciun caz n-am putea noi spune așa ceva. Cum am putea noi, spune Apostolul Pavel, care a murit față de păcat, să continuăm să trăim în păcat? Libertatea creștină este o libertate față de păcat, nu pentru a păcătui. Este o liberare de sub păcat, nu o libertate ca să te arunci în păcat. Da? Ca tare, cei care abuzează de libertatea aceasta, de fapt, n-au beneficiat de ea. Pentru că libertatea aceasta este o libertate
totală care ne împinge să nu mai păcătuim. Este o libertate prin moartea Domnului Iisus Hristos care ne-a adus să murim față de păcat și să trăim față de sfințenie. În final, ce putem spune decât să ne bucurăm în libertatea care avem în Hristos, să ne bucurăm în libertatea care avem în conștiința noastră și să ne bucurăm și ne străduim să trăim liberi de păcat.